Și tu, interstelar, captain interstelar, ce ești? Pământul tău. Și l-ai desfăcut. Îți place locul? Simți. Locul unde e? Înăuntru, da? Simți. Aici e atmosfera, ok. Aici e aerul curat, aici e apa curată, aici totul e, da? Și ți-ai desfăcut pe unul coada. Da? Pământul. Ți l-ai desfăcut. Undeva. În cosmos interstelar. Și, la un moment dat, apa, că nu știu ce și nu știu cum, nu mai stai la tăclale. Ăla nu-i bine, aia face bine, ăla nu-i bine. Lumea se joacă de ce vrea să se joace, da? E fieldul tău. De-a politica, de-a sănătatea, de-a războaiele, de-a să se joace, da? Tu ești zeu. Și dacă nu ți-a plăcut ceva, nu stai la tăclale să lămurești și să zici, să te dai cu părerea. Ai intrat înăuntru, ca și cum ți-ai pus scafandru de captan, da? Armura. Ai făcut. Zzz, ai adunat pământul. Zzz, l-ai suprapus. O pizza suprapusă, da? Asta e corabia ta. Pământul, tu ești. Zzz, și te-ai mutat într-un... Apa nu ți-a plăcut, da? Că s-a împotmolit, da? Împotignit. Împuțit, da? Nu mai e. Ok. Și zzz, și unde ai zburat cu tot pământul tău și l-ai descoperit, l-ai deschis? Unde? Cum zice, zbura pe lună, să vedem dacă avem unde de trăit. Nu, te-ai mutat în timp, în trecut, unde? În epoca de piatră? Ok, acolo e apa curată, curge peste tot, nu e nimic, nu se bagă nimeni, nu toarnă nimeni. Ok, acolo am aterizat. Ai desfăcut pământul. Ai scos zavralele. Ha, armura. La, 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 vezi, se treabă până... Fieldul tău, tu ești mama, tu ești tata. Fieldul tău e ca niște copii, da? Se joacă de-a războiul și de-a mama și tata și de-a tot ce vrei pe bani. Da, se joace. Cum nu s-a întâmplat ceva, tu ești, e fieldul tău. E ca și cum... așa, face așa, face așa, n-ai nicio treabă. Ceva nu e așa, nu se mai respire pe pământ. Ok, voi ați vrut-o, da? Nu se mai respire. Tu adică ai vrut-o. Vei lăsa să se joace, nu se mai respire. Jit adunat pământul, jit îmbrăcat costumul, jit zburat în timeline. Da? Și sărit acolo unde se respiră. Și ele sunt, păi da, dacă tot folosești, murdărești și nu mai se respiră și acolo, este, tu ai nimerit într-un timeline în frântura aia, nu știu care, da? Și ai secole de trăit acolo. Și dacă nu-ți place, o țără numai, ajuți în paralel cu ceva detaliu schimbat și ești iarăși în lumea unde, în epoca de piatră, unde tot e curat și tot nu ne mai facem griji, nu, nu, nu. Și e superb, da. Nu știu ce am mai vrut să zic, dar...